Numărul pacienților pediatrici care ajung la Spitalul de Copii Sfânta Maria este în creștere întrucât ne aflăm în perioada virozelor. Sute de copii ajung în urgențe pentru investigații medicale, cei mai mult cu răceli de sezon. Medicii se bucură însă că numărul pacienților infectați cu COVID este în scădere. Virozele se mențin cu o incidență crescută. În medie avem 153 de pacienți prezentați în UPU pe 24 de ore. Incidența gripei este mică, pacienții COVID pozitiv sunt în scădere, în momentan avem doar pe zona roșie, pe ATI roșu sunt 0 pacienți, în zona roșie sunt doar 5 pacienți care prezintă simptomatologie COVID pozitiv.